Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii cu numărul 29. O săptămână cu nici nu știu câte, vreo 3-4 evenimente importante. 3 cu adevărat rare și speciale. Despre care evident voi vorbi și în fiecare zi când se vor produce aceste evenimente. Evident am vorbit și în horoscoapele lunii iulie, care sunt încă pe rol. Pentru că foarte curând voi începe lucru pentru luna august. Da, cam de pe la sfârșitul acestei săptămâni, încetul cu încetul, am să înregistrez și am să public deja horoscoapele lunii august, dar să nu ne grăbim că mai avem evenimente săptămâna asta. Înainte de orice, trebuie să vă duc aminte și de acea mega etalare în tarot. De obicei știți că fac o mega etalare în tarot atât la lună plină cât și la lună nouă, dar din cauza unei perioade foarte aglomerate pentru mine, am cumulat într-unul singur și găsiți deja mega etalare anumită Oracol Scope, pe care am înregistrat undeva la mijloc, nici la lună plină, nici la lună nouă, undeva în ziua de 7-a, acel portal energetic, și veți găsi, dacă vă interesează subiectul, veți găsi acest film atașat sau pe canalul de YouTube pe care îl vedeți aici. Nu voi face deci Oracol Scope la lună nouă, chiar dacă săptămâna asta vorbim de lună nouă. Chiar începem săptămâna cu lună nouă. Ce-i drept, e la sfârșitul zilei de luni. Și ia câtă, lună nouă în rac, la ea acasă, într-o zi guvernată de lună, adică luni, e ceva, nu? Deci energia lunii este foarte puternică, luna ca astru. E un moment în rac, acolo, o energie foarte maternă, foarte emoțională, foarte sentimentală, foarte fragilă, da, de ce nu, dar nu este o lună nouă oarecare. Undeva la ora 21 se produce efectiv această întâlnire, pentru că asta înseamnă luna nouă, întâlnirea dintre soare și lună cu luna, repet, la ea acasă, în zodia de domiciliu, în rac, și energia familiei, energia trecutului, energia sufletului este intensificată. Dar ziceam că nu este întâmplătoare. Chiar de zile trecute vă spuneam, nu știu când am vorbit, cred că vineri, despre momentul acela când soarele primește energii de la toate cele trei planete grele, Uranus, Neptun și Pluto, încât, din păcate, mai puțin din fericire, mai bine zis, luna asta nouă este sub imperiul celor trei planete, poate cea mai intensă fiind opoziția cu Pluto. Opoziția cu Pluto are loc tot în această săptămână, la grad exact, dar e și acum. La grad exact va fi undeva la ieșirea soarelui din rac, și anume 21-22 iulie, dar este chiar și momentul de lună nouă de pe 17 iulie, este sub săgeata lui Pluto, cu Pluto încă în Capricorn. Am vorbit cândva de Pluto, că a făcut acest du-te vino, a fost în Capricorn atâția ani, a intrat un pic în vărsător, acum s-a întors în Capricorn și iată, mai prinde o ultimă opoziție cu soarele. Zilele trecute a avut și ultima opoziție cu Mercur, acum și cu soarele, dar este ultima pe această axă ever. A tot fost această opoziție. An de an, ciclic, în aceeași perioadă a anului, am avut câte o opoziție Soare-Pluto, 15 ani în urmă. Acum este ultima, încât tot ce ține de ultim, interesant, nu? Că ultima opoziție este într-un moment de lună nouă. Ceva se închide ca să deschidă ceva. Mulți nu ne-am debarasat de ceva din trecut, n-am putut ierta, n-am putut vindeca, n-am închis niște capitole și tot, am fost îndemnați să ștergem un pic cu buretele trecutul. Acum vine ceva cu rol destul de ultimativ în viața noastră. Nu neapărat azi, poate câteva zile bune de acum încolo, tot vrem să curățăm terenul, să plecăm din locuri unde ne simțim constrânși, nu știu,
fără o anumită libertate. Da, vom căuta libertate, vindecare și rupturi. Rupturi de toxicitate. Opoziția Soare-Pluto are o conotație toxică. Adică ceva neplăcut. Un Pluto în Capricorn e autoritar, e mai despotic, impune reguli, restricții, nu e voie. Și unde unii tot am acceptat această stare de lucruri ani de zile, a cam venit vremea să zicem stop, pas, gata, până aici, spre vindecare și eliberare. Ajutați de Uranus și de Neptun. Sextil de la Uranus și Trigon de la Neptun. Singurul moment, deci, delicat este, de fapt, opoziția cu Pluto, care ne zgândăre, dar ne și umple paharul pe semne. Ne întinde o coardă, așa, parcă este o coardă întinsă, că de, este o opoziție la care mai vine și Luna să apese și ea butonul. Și ce o să iasă de acolo, greu de spus. Poate fi un moment pentru unii de despărțiri, de rupturi, de plecări, de adio, de rămas bun, de lucruri care trebuie să moară ca să înceapă ceva nou. Dar ce moare, e bine că moare. Nu cred că o să stea cineva să plângă după ceea ce se încheie acum, ci dimpotrivă. Bine că am scăpat, bine că am uitat, vreau să uit. Uit de acum înainte, dacă tot am rupt această coardă, care face poc la un moment dat, plesnește o coardă acolo, de suportabilitate, de mai mult de atât nu se poate. Este o poziție, deci, rarisimă, dar ultima din toate timpurile, în care nu mai vrem să ne uităm înapoi. La ce a fost, la ce eram cândva, la ce n-am realizat cândva, am să-mi cer scuze pentru sonor, se mai aude o coasă undeva în zare, o să mai auzi și niște căței care latră, dar să sperăm că microfonul meu este suficient de puternic încât să ignorăm sonorul. Deci luna nouă, rac minunat, ora 21 a zilei de 17. Bun moment pentru intenții categorice. Intenții de a încheia ceva. Gata, decid să plec, decid să mi-au rămas bun, decid să schimb, decid să șterg și mă țin de asta. Cere un dram de voință. Pluto este o planetă care cere ambiție, voință, tenacitate, nu te lăsa, încăpățânează-te. Insistă, a încercat acum un an, a încercat acum 2 ani, insistă și acum. Și a venit vremea, deci, pentru unii să spunem un stop pentru un nou start foarte curând. Știți bine, luna nouă este momentul să ne scriem scrisoare de intenții, dar faptul că este Pluto implicat, și nu numai Pluto, toate celelalte trei planete, toate cele trei planete gigante în acest îndepărtate, vreau să spun, Uranus, Neptun și Pluto, putem spune că sunt dorințe de destin. Știți bine că nu e doar luna nouă. Într-un dat din aceste zile, foarte posibil, chiar săptămâna asta, am vorbit și în săptămâna anterioară despre acest eveniment, pentru că e un pic controversat, poate să fie săptămâna asta sau poate deja s-a produs, și axa nodurilor lunare se schimbă. Iar axa nodurilor lunare părăsește Scorpionul. Nodul Sud a fost în Scorpion atât, și care este o zodie guvernată de Pluto, care își bagă coada acum în această ultimă opoziție. Deci are rol transformator această lună nouă și cu schimbare de axă a nodurilor lunare. Am vorbit săptămâna trecută despre asta, puteți vedea ce am zis acolo despre schimbarea axei nodurilor lunare de pe varianta Taur-Scorpion către Berbec, balanță, e valabil un an jumate de acum înainte, deci nu-i musai să legați doar de săptămâna care a trecut. E acolo. Și care ne schimbă pe undeva vibrația. Ne ocupăm de altceva, trebuie să ne ocupăm de altceva, punem accent pe altceva în viața noastră de acum înainte, nu neapărat săptămâna asta. Tot săptămâna asta mai avem parte de multe, Doamne, câte sunt, cam o dată la câteva zile, da, cred că ziua și bucata o să... Oricum am să vorbesc despre toate aceste evenimente și horoscoapele zilnice, fiți siguri de asta, dar am să mai vorbesc despre un eveniment rarisim, și anume pe 21, ia câtă, 21 o să fie plin de evenimente. Pe 21 iulie va avea loc o altă opoziție foarte importantă, despre care tot vă zic de câteva zile, și anume Marte, care s-a mutat în Fecioară, va forma o opoziție cu Saturn, care se află în Pești. Am căutat o astfel de
o poziție în istorie și am găsit-o tocmai în 1995, deci foarte de mult. Cam atât îi trebuie unui astfel de eveniment să se producă. Ultimul, deci, de acest gen a fost în 95. Foarte posibil să mai fi fost și în 93-1, dar cel pe care l-am găsit și m-am oprit la el este 95. Vă puteți gândi la anul 1995, pentru că Marte, Fecioară și Saturn în Pești pe unii s-ar putea să vă pună în situația de a renunța la niște îndatoriri. Ori că nu mai puteți, acel sentiment de ultimatum, gata, până aici, nu mai duc în spate povara asta, ori pentru că există altă direcție. Saturn în Pești ne pune pe mulți în fața unor renunțări, abandonuri, gata, las baltă ceva, dar ce lăsăm baltă e ceva ce nu mai trebuie ce nu mai trebuie lucrat, nu mai trebuie să investim în povestea aia. O să ne dăm seama la un moment dat de nerentabilitatea unor activități, acțiuni, sensuri în care ne-am îndreptat energia o vreme și să nu vă mire în perioada imediat următoare că renunțați la niște lucruri, la afaceri, la relații, la joburi, la profile de activitate, până acum ați făcut ceva, acum nu, ori nu vă mai regăsiți emoțional, sentimental, acolo în sufletul vostru ceva e așa, vă strâmbați din nas când vă gândiți la lucrul ăla, ori nu mai merge. Și atunci mai bine abandonez ca să mă pregătesc de nouă la început. Vedeți, o săptămână cu două opoziții, una cu rol ultimativ, alta extrem de rară, poate să aducă pentru unii, evident, niște momente de alea de punct și de la capăt. Stop, gata, până aici, las baltă, închei, plec, adio, divorțez, renunț, abandonez, nu mai investesc, nu mai ud floarea asta, nu mai alimentez izvorul ăsta, las să moară. Da, pentru unii ceva trebuie să moară, că nu mai este eficient, nu vă mai regăsiți, e pierdere de vreme, e pierdere de energie, de resurse și mai bine, punct. Poate pentru a începe altceva, ce-i drept. Foarte rar, deci, această poziție, am să mai vorbesc în data de 21, probabil, iată, data de 21 va veni cu două opoziții, wow! E și când zic opoziții, ceva ne se opune, ceva nu funcționează, ceva e de andoasele decât am vrea noi, deci înarmați-vă cu multă putere, răbdare. Ne este din greu pusă la încercare răbdare. În același timp, spre final de săptămână, mai avem parte de un eveniment deosebit și anume se va întâlni Mercur cu Lilith. Știți bine că luna trecută Venus s-a întâlnit cu Lilith, Marte s-a întâlnit cu Lilith, acum este și rândul lui Mercur să se întâlnească cu Lilith în Leu, lucru care iar se întâmplă odată la 9 ani, în Leu, pentru că în alte variante, sigur, în fiecare an se întâlnește cu Lilith în câte o zodie. De data asta e vorba de întâlnirea lui Mercur în Leu, ca peste, știu și eu, vreo 3 săptămâni să se întâlnească și Soarele cu Lilith. E, Lilith se întâlnește, deci, pe parcursul acestei veri cu toate planetele rapide, Mercur, Venus, Marte și Soarele, în Leu, ceea ce spuneam încă de zilele trecute când am vorbit despre Lilith și despre care am vorbit și într-unul din punctele, cred că punctul numărul 19 din 20 de momente de top, deci clar, sunt momente de top, întâlnirile lui Lilith ne destabilizează, ne ating un pic la ego, la mândrie, la ce ne place, la inima noastră. Cine știe ce cuvinte aruncăm sau ni se aruncă pe umeri, e un moment delicat cu Mercur. Mercur ține de relații, ține de vorbe, ține de decizii, de tranzacții, de oamenii pe care îi întâlnim, de întâlniri, de întrevederi. Deci mare grijă ce spuneți, ce semnați, ce decideți, ce alegeți, ce declarați, ce afirmați, ce gândiți. Da, poate fi vorba și de mod de a gândi, de mentalitate, de mod de a raționa, cum înțelegem niște lucruri, că poate nu suntem foarte clari. Cu atât mai mult că Mercur pe parcursul săptămânii are și o quadratură extrem de rară. Pe 17, nici nu știu când am să vorbesc despre toate, poate pe 18 am să vorbesc despre quadratură, că pe 17 am să vorbesc totuși despre luna nouă din Rac din nou, dar pe 18 am să vorbesc și despre quadratură pe care Mercur o face cu Jupiter din Taur, din nou extrem de rară. O fi avut loc acum vreo 12 ani, ceva similar. Și cu Maese și Lilith acolo există o tendință de exagerare,
de a da drumul la cuvinte, de a lăsa ego-ul să ne conducă, să vorbească ego-ul din noi și nu mintea, nu lucrurile bune. O doză de infatuare, o doză de aroganță pentru unii. Unii se cred buricul pământului și reacționează, probabil, nu neapărat agresiv, cât cu enfază. Ne umflăm un pic în pene, ne dăm mai mari decât merităm și asta pe unii ne afectează la reputație, la imagine, la impresie pe care o lăsăm altora. În plan sentimental se poate și asta, să greșim în plan sentimental, să ne aruncăm în ispite, în tentații și care pe undeva s-ar putea să lase urme neplăcute. Tot am sperat să se facă liniște în jurul meu. Se pare că vecinii au treabă cu motocoasa tocmai astăzi, așa că cred că am să mă mut indoor să continui horoscopul, că mă enervează și pe mine deja acest sunet de fond, dar minte pe voi. Poate microfonul nu captează atât de tare, dar e deranjant. Un lucru trebuie să mai spun, pentru că pe 23, la finalul acestei săptămâni, mai avem parte de un eveniment și anume de intrarea soarelui în leu, adică la el acasă. Luna nouă în rac are luna la ea acasă, pe când pe 23, duminică, va fi dimineața la ora 5, deci la răsăritul soarelui va fi deja în leu. Va fi un moment de trezire într-o lume nouă. Duminică ne trezim cu energie de leu, care e foarte solar, foarte entuziast, foarte tonic, foarte viu, foarte colorat, foarte dornic de strălucire. Știți bine, leu simte nevoia să se arate, e foarte demonstrativ, e foarte talentat, foarte creativ, încât vom pune preț pe energiile de leu. Încredere în noi, poate prea mare încredere de multe ori, dar nu, o să fie altceva. Timp de o lună până pe 23 august și nu în fiecare an intră soarele în leu pe 23 iulie, cum nu în fiecare an intră soarele în fecioară pe 23 august, pot fi și surprize în unii ani. Iată, începem săptămâna cu o lună nouă și terminăm cu o zodie nouă la urma urmei și vom vorbi atunci în weekendul în weekendul acestei săptămâni care urmează, vom vorbi pe îndelete din nou de soarele care intră în leu, unde deja mai sunt două planete, Mercur și Venus. Se va aglomera un pic săptămâna asta, zodia leului, va trece și luna, evident, imediat după luna nouă de pe 17 va trece și luna pe acolo, astfel încât zodia leului va fi foarte traversată de planete în perioada asta. Mai am ceva să vă spun? Nu, am să mai zic la horoscoapele zilnice toate aceste evenimente, că deja m-am lungit cu introducerea. De ce vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente, în caz că aveți un ascendent pe final de zodie sau o casă întâi foarte mare care conține și a doua zodie, următoarea zodie, vreau să spun. Și hai să vedem săptămâna cu numărul 29 din 2023. Ce surprize, ce noutăți, ce schimbări, ce punct și de la capăt ne pregătește pentru fiecare. O săptămână revelatoare de sens și de curățenie a terenului pentru a începe ceva nou, frumos, solar, strălucitor. Voi berbești, sunteți într-o mare intersecție. Săptămâna asta, axa nodurilor lunare intră la voi în zodie. Normal că începe o etapă de viață nouă pentru voi. O etapă care va dura un an și jumătate, până în ianuarie 2025, cât îi trebuie nodului nord să traverseze zodia voastră. Pe toți o să vă întoarcă așa un pic pe toate fețele. În niciun caz nu trebuie să priviți ca pe un dezastru. Avem parte de axa nodurilor lunare cu eclipsele de rigoare odată la 6 luni, mereu. Până acum a fost în Taur, deci Tauri și Scorpionii au fost la marea lecție a vieții. Acum intrați voi, balanțele și berbecii deopotrivă. Dar mai ales voi. Vă veți schimba peste un an și jumătate când o să priviți înapoi sau hai, poate nu chiar până în ianuarie 2025, dar de prin 2025 încolo când vă veți uita la voi cei de acum, o să vă dați seama
că nu mai aveți nicio treabă cu cel de dinainte. V-ați transformat, v-ați metamorfozat precum un fluture. E perioada voastră de ieșire din cocon. Doar că la unii mai devreme, la alții mai târziu. Poate până la sfârșitul anului e vremea berbecilor, nativi berbeci de sfârșit de zodie. La anul intră ceilalți în vizor. Când o axă a nodului lunare, care vorbește mult de predestinare, de destin, de misiune personală, de sensul vieții, de karmă și așa mai departe, intră în rol, clar că destinul vostru este provocat. Treceți prin tot felul de momente, hai să zicem, obligatorii. Sunt acele jaloane, ca la slalom, cum e proba de schi. Musai trebuie să treci prin acele porți din slalom, ca altfel ai pierdut proba. E, pot fi probe, da, probe în care trebuie să dați dovadă de cât de matur sunteți, cât de serios priviți viața, cât vă luați în spinare. Poate chiar foarte curând. O lună nouă, cum este cea de săptămâna asta, pentru voi, scormonește foarte mult trecutul, încât voi ce vreți să schimbați în perioada imediat următoare, nu neapărat săptămâna asta, pornește cu curățenia, eliberarea trecutului. Ce aveți de acolo, de dar la gunoi? Voi sunteți precum un om care pleacă dintr-o casă veche, ia de acolo ce trebuie, ce poate, ce mai este necesar și ce nu este necesar, aruncă. E momentul de eliberare a balastului trecutului, de asta nu mai întrebe, ceea ce înseamnă că în perioada următoare, dacă nu deja treceți prin asta, veți renunța la joburi toxice, la activități toxice, la oameni toxici din viața voastră, la situații din care nu mai aveți nimic de câștigat, de învățat, de primit. Posibil și sentimentul de rentabilitate să conteze foarte tare. Asta îmi e de folos, asta e rentabil, asta are un rost în viața mea de acum înainte. Ce nu? La revedere! Și foarte posibil și multe relații să dați voi afară din viața voastră, care nu vă mai trebuie, unde nu mai există comunicare, unde nu mai aveți nimic frumos de primit din relațiile respective, indiferent de relații. Și de cuplu, pentru unii, evident, nu toți berbeci o să-și schimbe partenerii de cuplu. Unii cuplu, alții prieteni, alții colaboratori, alții parteneri de afaceri, alții vecini, alții casa, domiciliu, țara, de ce nu? Simțiți nevoia unei mari schimbări, dacă zic mare schimbare, de-a dreptul schimbare, de aia pe care o faci rare ori în viață, odată la câțiva, să zicem așa. Nodul Nord a mai fost pe la voi prin zodie de acum 18 ani. Hai, poate nu neapărat acești 18 ani, putem să ne uităm și la ultimii 9 ani, ce ați făcut voi acum 9 ani, pentru că la momentul respectiv trecea nodul Sud pe la voi prin zodie. Acum e nodul nord, deci axa cealaltă, nodul sud a ținut de karma, de destinul, de trecutul vostru. E, acum nodul nord e indicatorul, uite, asta trebuie să faci, asta e bine, asta te împlinește. Poate nu-ți place, dar asta ți-e dat ție, e mâna predestinării acolo. Veți simți greutatea destinului pe umerii voștri, că se vor întâmpla lucruri de alea, hai să zicem, scrise. Obligatorii în evoluția voastră, în creșterea voastră, în plățile voastre din această existență. Repet, nu sunt dezastre. Nici vorbă de așa ceva. Nu vor avea loc decât eclipse, să zicem așa, nu vor avea loc întâlniri deosebite ale nodului nord în berbec. Cum s-a întâlnit nodul nord în Taur, cu Jupiter, cu Uranus. Acolo chiar că a fost ceva interesant. Unele anul trecut, altele anul ăsta. Trecând pe la voi prin zodie, hai să zicem că nu vă dă peste cap de destinul, dar vă îndrumă, vă inspiră, vă arată o cale, uite pe aici ar fi bine, liber arbitru e la voi în curte, evident, dar e mai mult decât liber arbitru, la voi este și un pic de trebuie. E bine, e spre binele tău, e recomandabil să tu faci, zice destinul, dar eu așa-ți spun. Așa o să primiți inspirație, o să primiți ghidare, mesaje divine o să vină în perioada
următoare, poate unul chiar acum, încât să nu vă mire că zilele acestea, cu luna nouă, cu opozițiile astea care se formează, inclusiv cu o opoziție care este legată de Marte, guvernatorul vostru, să nu vă mire că vă vine o idee de punct și de la capăt, dintr-un anumit punct de vedere, inclusiv a jobului. Pentru mulți, această opoziție Marte-Saturn poate să vă ducă cu gândul schimb jobul, schimb departamentul, schimb meseria, evident, pentru unii și țara, schimb locul și norocul, o schimbare, dar pe care parcă o presimțească vine. Poate deja Jupiter, cât a trecut prin zodia voastră, până nu de mult, v-a insuflat ideea asta, v-a inoculat, mai bine zis. Ce ar fi să schimbi? Dar ați zis, nu-i momentul, nu aia, nu aia. Ați găsit diverse motive, da, poate erați ocupat cu alte priorități și ați zis, odată, da, am să o fac. Și se pare că se apropie momentul ăsta, nu neapărat în această săptămână, dar în săptămâna asta primiți în ureche acolo mesajul. Ce-ar fi să? Nu crezi că a venit timpul? Să! Vedeți pentru ce a venit timpul să schimbați și o roată acolo. O roată care începe să meargă într-o altă direcție. Taurii, vă părăsește axanodul lunare, încât parcă e un sentiment de ăla de răsuflat, ușurat din anumite puncte de vedere. E un final de etapă. Ce ați avut de schimbat la voi, ați schimbat. Ce provocări v-a oferit destinul în ultimul an și jumătate, gata, s-au dus. Că chiar că ați avut provocări. Nodul Nord trecând pe acolo, nu numai că a format trei serii de eclipse în 2022 și 2023, dar s-a întâlnit și cu Jupiter la un moment dat, nu de mult, dacă mai țineți minte, cu Uranus anul trecut și cu Marte chiar anul trecut, deci au fost niște întâlniri de destin, putem să-i spunem. Întâlniri de destin, ori oameni, efectiv, ori situații din care voi ați avut de învățat. Ca asta înseamnă nodul Nord. Înveți lecție. Lecție care te ajută să treci la nivelul următor, să evoluezi, să te dezvolți. Foarte posibil unii să stați acum un pic așa în meditație, la un final de etapă și treceți în revistă acest an și jumătate. Și unii poate vă dați seama că ați primit în acest an și jumătate sfaturi, idei, îndrumări, informații și nu le-ați valorificat. Și abia acum le conștientizați într-un fel sau altul. Vă aduceți aminte, poate, și cu luna asta nouă, care umblă un pic în memoria voastră, unii aveți senzația, un pic tardivă, că ați ratat niște șanse. Mai m-am întâlnit cu cutare lucru, n-am ținut cont de asta. Am avut o ocazie, n-am profitat de ea. Aș fi putut să, n-am făcut-o. Ar fi trebuit să, n-am făcut-o. Acum ăsta e momentul vostru de punct și recapitulare, bilanț, regretând din anumite puncte de vedere că n-ați făcut ceva. Poate nu-i prea târziu, poate, da, conștientizați, poate primiți așa un fel de mică dojană de la univers, de la Dumnezeu, de la niște oameni mai înțelepți, mai experimentați decât voi, parcă vă certau un pic tatăl, să zicem așa, și vă dați seama că pe undeva ați fost surd, ați fost orb, ați fost încăpățânat. Nu, eu nu țin cont de asta. Ce-mi trebuie mie provocarea asta? Eu nu schimb nimic, las că merge. Pentru că ar fi putut să fie foarte multe schimbări. Mai e loc. Asta e norocul vostru, că mai e loc de schimbare. Deci chiar dacă nodul Nord pleacă de acolo, vă inspiră de acum înainte să nu ratați măcar ce vine de acum încolo. Că o să mai apară. O să fie o minunată întâlnire între Jupiter și Uranus la anul prin primăvară, încât acest nod Nord care pleacă zice, ok, bine, ai ratat aia, n-ai făcut aia, trebuia să schimbi, trebuia să pleci, trebuia să rupi, trebuia să spui, trebuia o grămadă de lucruri, nu le-ai făcut, ok, dar îți mai dau o șansă, cine vă dă șansa, la anul prin primăvară să faci atunci o schimbare. Totul e să nu fiți surd și atunci, să nu fiți orb și atunci, să nu fiți prea rigid și prea temător și atunci. Pe principiu, n-aud, lasă că câine latră, caravana trece. Că au lătrat niște câini pe lângă voi, da, ați trecut mai departe, e viața mea, fac ce vreau, da, foarte independent, fără doar și poate. Sunteți într-un moment de totală independență. Eu fac, eu dreg, eu decid, liber arbitru, dar pe undeva ați fost ghidat. Uite,
Da, mergi pe calea ta, nu zice nimeni, e trenul tău, îl conduci tu, cum știi tu, dar trenul ăsta merge pe o șină și șina e dată de univers și șina e dată de destin. Șina a fost nodul nord, axa nodurilor lunare. Și unii nu ați mers pe această șină, lasă că îmi conduc eu trenul cum vreau, dar totuși trenul merge pe o cale dată. Aia mai bună decât credem noi că ar fi pentru fiecare din noi. Gemenii, aveți o inspirație, aveți o imaginație foarte bogată, sunteți extrem de creativi voi în perioada asta, idei peste idei, o grămadă de lucruri vreți să faceți, bun, poate fi și un mare haos la câte vă trec prin minte în perioada asta, că vă vin și ciudățenii, nu vin doar idei creative, mai ales conjuncția asta pe care Mercur o va face la un moment dat cu Lilith și despre care vom vorbi la momentul respectiv mai mult, că Mercur, cine este chiar guvernatorul vostru, s-ar putea să vă insufle și o idee năstrușnică. O idee riscantă, să zicem așa. Parcă vă vine să vă aruncați în gura lupului, parcă vă vine să faceți o nefăcută, așa, o nebunie. E și dacă o fac, ce o să spuneți voi? O să vină atenționări, o să vină frâne, stai că nu e bine, stai că nu ți se potrivește, investești în ceva care poate nu dă roade, dar voi aveți un curaj nebun. Sub imperiul ăsta poate chiar imperiul ăla mai e ultima șansă. N-am făcut asta acum un an, acum 10, acum 15, nu le-am făcut. Dar poate o fac acum. Să văd ce iese, ceva de genul. Pentru unii poate să iasă. Pentru unii riscul poate să genereze niște auspicii norocoase, dar nu pentru toată lumea, evident. De aceea cred că cei foarte curajoși, dar poate fi un curaj de la ușor inconștient, e curajul nebunului care se aruncă în gura lupului să vadă ce e în gura aia lupului. De aia trebuie să selectați, să fiți atenți și mai ales dacă totuși vă lasă imaginația sau mintea, să vă gândiți un pic la trecut. Că posibil să mai fi avut idei de a se năstrușnice altă dată. Încât dacă n-au mers altă dată, cine știe dacă o să meargă și de dat, și de, sau de data asta, măcar de data asta. De aia țineți cont de frâne, de piedici, de nu e bine, de sfaturile altora, mai degrabă piedicile destinului, că o să apară suficiente piedici de genul, da, eu vreau, mă arunc, dar ceva nu vă las. Da, trec și peste asta, spuneți voi. Aveți doza asta de a trece peste, ca în balada meșterului Manole, printr-o furtună și prin altă furtună. S-a dus Ana până în pânzele albe pentru soțul ei, Manole. Și, pardon, ce s-a întâmplat în cele din urmă? E, dacă Ana se oprea la prima furtună, nu se întâmpla ce se întâmpla, dar nu apărea balada. Cam asta este și la voi. Treceți prin câteva astfel de probe, dacă nu cumva deja ați mai trecut prin ele, dar aveți și o încăpățânare de aia. Cum mai să nu trec? Sigur că trec. Pot, am putere, am curaj, sunt, cât de pregătit sunt pentru orice, dar uneori furtuna e mai puternică decât voința. Unii o să clacați și atunci pe semne că asta trebuie să se întâmple. Cei care nu o să clacați și mergeți până în pânzele albe, în gura lupului, din nou, așa trebuie să se întâmple. Deci, depinde. Curajul, încăpățânarea de a trece peste piedici, se produce succesul, iar cei care vă pierdeți curajul în tot acest timp și nu ajungeți unde v-ați propus, tot asta trebuie să se întâmple. Racul. Sigur că e momentul vostru important. Luna nouă în rac, iese soarele din rac, evident că simțiți voi așa un moment mai aparte. Este în fond singura lună nouă din rac de anul ăsta. Evident, mult așteptată această fază. Îi dați niște conotații mai deosebite. Cu atât mai mult că acest soare de la voi din zodie, pe final de zodie, acolo unde se produce luna nouă în seara zilei de 17, e prins luna nouă în, nici nu știu dacă să spun în corzi, că poate nu-i chiar în corzi, este atașată luna nouă de trei planete grele, de la
Uranus primește un sextil de la Neptun, primește un trigon și mare opoziție cu Pluto, ultima din toate timpurile. De aceea voi îi dați acestei luni noi, care este un nou început, o conotație cu totul specială. E ceva ce spuneți, de când aștept eu lucrul ăsta? Momentul ăsta, decizia asta, finalul ăsta pentru a da drumul la ceva nou. Pentru mine parcă este o altă viață, cam ăsta e sentimentul. Cu atât mai mult că se schimbă și axa nodului lunare, clar că începe o nouă etapă, da, o altă viață, o altă etapă, un alt capitol de viață, de parcă cel de până acum nici n-a fost. Poate vreți să uitați, poate vreți să închideți o ușă acolo pentru totdeauna, o plecare, dar fără să vă mai uitați înapoi, vreți să rupeți stringurile alea, vreți să rupeți ancorile alea ale trecutului, deși voi sunteți o zodie care privește foarte mult spre trecut, dar probabil sunteți extrem de încăpățânat să o rupeți cu trecutul. Poate eu vin acolo, poate eu un eșec, o amintire neplăcută, un regret, e ceva neplăcut și nu mai vreți să aveți de-a face cu el. Vreau să uit, vreau să vindec, vreau să trec mai departe. Vreau să ies din relația asta, vreau să ies din căsnicia asta, vreau să uit de fostul, vreau să uit de fostul job, vreau să uit de un ceva care a fost ex în viața mea. Și o să vă ajute. Și nodul sud care intră în balanță și balanța pentru voi este tot zona racului, a trecutului. Deci clar că voi s-ar putea să luați o decizie de aia, wow, capitală, radicală, tranșantă, stop, gata, punct. Nu mă mai uit înapoi. Ești mort pentru mine. Cine o fi acolo mort? Că e un om, că e o amintire, că e o situație, că e un loc, că e o perioadă din viața voastră, că era o legătură încă foarte puternică, o legătură pe care tot ați încercat să o rupeți și încă o dată, și încă o dată, și n-ați. Știți cum era? Ceva care probabil ciclic, odată la câțiva ani, ziceați, gata, până aici sau la luni, ceva așa ca o roată se învârtea și tot acolo ajungeați și vedeați că n-ați rupt și n-ați tăiat firul ăla. E acum parcă a venit vremea să ziceți, stop, l-am rupt. Am vrut să divorțez ani de zile, n-am făcut-o. Acum mă despart pentru totdeauna, mă duc și depun actele. A trebuit să fac o intervenție chirurgicală, tot mi-a fost frică, tot am amânat, mă duc și o fac. Tot am vrut să vând casa sau, mă rog, să fac ceva, dar din alea radicale, gata, o fac. Există un gata. E un clopoțel, e un ceas. Ce un clopoțel? E un ceas care zbârnie la urechea voastră și care vă zice, gata, știi ce? E ultima încercare, ultima strigare, ultima chemare să faci lucrul ăsta odată pentru totdeauna și să nu te mai uiți înapoi. Voi, lei, vreți să vă apucați de o activitate nouă și, bineînțeles, o lună nouă este un moment de noi începuturi. Dar s-ar putea această activitate nouă să fie o sarcină pe care vreți să vi-o asumați, deloc ușoară. E o sarcină pe care o luați singur în spate, deși ar fi necesar ajutorul. Da, poate undeva vă luați mai mult decât puteți pe umeri. Las că pot, ziceți voi, eu să nu pot, cum să nu pot? Aveți sigur o mică doză acolo de încredere maximă în voi, de orgoliu, de mândrie. Mă rog, nu acceptați că ceva nu puteți face. Vreți, dar vreți cumva singur. Independență, normal, supraestimarea forțelor, dorință de supremație, poate e în joc o chestiune pe care vreți doar voi să o obțineți. Parcă nu vreți să împărțiți cu alții victoria, recolta, succesul. Unii, da, v-ar putea cataloga drept egocentrist, prea individualist, că uite-l, domnule, cum trage doar pe turta lui, zic unii. Dar tot alții zic că vă luați un pic cam mult pe umeri. Există o mare doză de supraevaluare, de supraextenuare. Vreți să obțineți ceva, dar probabil ce vreți să obțineți e wow. În fond, în cazul vostru, această axa nodului lunare este la apogeu, pe mijlocul cerului la voi săptămâna asta. Și cu două planete într-o zonă a succesului, a victoriei, a reușitei, e în joc probabil o miză foarte mare, o funcție foarte importantă, un câștig, un, nu știu, e ceva deosebit care nu vi se oferă oricând. Și e și o oarecare doză de
noroc în perioada asta. Și noroc chiar de multe ori, dar și un risc pe undeva. Să-mi asum riscul, să nu mi-asum, să mă bag, să-mi iau rucsacul ăsta. E greu, o să spuneți voi sau o să vă spună alții. E greu rucsacul ăsta, e miza mare. Cine știe dacă ajung acolo, există sigur și o mare doză de teamă. Dar parcă și un curaj de la nebun vă prinde acum. De ce? Pentru că e un profit, un câștig mare. Aveți ceva, wow, de câștigat, cum am zis. Nu, e un trofeu. Un premiu, între ghilimele, evident. Inima cuiva, imagine, reputație, bani, evident, pot fi și chestiuni materiale și de-aia vă vine să vă puneți în joc toate resursele pe o carte. E ca la ruletă. Unii câștigă, alții pierd. Pe voi, greu de spus, Lilith vă ajută sau nu vă ajută. Încât, da, voi s-ar putea să bateți palma pentru ceva riscant, să semnați ceva, să decideți ceva ce alții n-ar face. Dar probabil așa vă vine. Sub imperiul acestui Pluto, probabil, al lui Lilith, sunt niște elemente acolo care vă dau un curaj nebun, care vă aruncă așa înainte să vedeți ce iese. Și pentru unii chiar o să iasă. Pentru alții va fi greu. Vă înhămați la o căruță cam grea, pentru unii și de natură financiară, gen un credit, o afacere, o investiție pe termen lung, o investiție de energie pe termen lung, încât voi nu știți oare o să mai am resursele astea peste o lună, peste două, sau mă înhamlă ceva mult prea greu pentru puterile mele. Unii aveți cu ce? Deci aveți rucsacul plin de resurse, alții aveți resurse limitate și probabil aceea o să trageți mai din greu această căruță. Nu înseamnă că nu puteți să o trageți, dar veți simți momente când o să vă potigniți. Fecioara, poate cel mai important, sau nu, nu e cel mai... Sunt toate importante evenimentele acestei perioade, dar opoziția dintre Marte, care e la voi în zodie, cu Saturn, vă doare probabil cel mai tare, deși și conjuncția dintre Mercur și Lilith vă doare, că e vorba de Mercur. E o chestiune legată de trecut la voi. Iese ceva din trecut, de la naftalină, umblă cineva prin istoricul vostru, prin dosarul vostru și scoate ceva de acolo. Ceva ce trebuie explicat, ceva ce trebuie clarificat, poate depus lumina pe ceva care vă dă un pic peste cap. Se vorbește despre voi, vorbesc unii despre voi și vorbesc în toate felurile, vă puteți aștepta și la comentarii malițioase și la atacuri la persoană și la reclamații, nemulțumiri din partea unora, vă puteți aștepta, dar totodată și o putere a voastră de a face lumină. Vreți să faceți lumină, vreți să vă debarasați de ceva din trecutul ăla. Știți cum este? Ca și cum voi ați făcut o grămadă de lucruri minunate de-a lungul timpului. Despre care lumea vorbește, pe care lumea le știe. Le aveți acolo, în dosarul vostru, al trecutului. Uite, am făcut aia. Fie că spuneți voi despre toate astea, fie că vorbește lumea, fie că se știe. E acolo, în CV-ul vostru. Dar undeva, la un moment dat, ați făcut o greșeală. Și toată lumea parcă pe aia o vede. Nu teancul de realizări, succese, victorii și toate celelalte ies de la naftalină în perioada asta, ci taman punctul ăla fragil în care parcă toată lumea privește, uite. E o pată, o amintire, o abatere, o virgulă greșită pe o foaie când toată foaia este corectă, taman semnul ăla e greșit. Probabil un nimic, un fleac. Dar unii de ăsta se leagă. Că ai făcut, că ai dres, că n-ai făcut, că n-ai dres, că uite ce ai spus, că uite ce prostie ai putut să faci, deși toate celelalte minunatele pe care le-ați făcut sunt tot acolo, da. Nu le vede nimeni. Puteți fi certat, să zicem așa, criticat, judecat, pe nedrept în principal, pentru această situație. E, într-un astfel de moment, ce trebuie să faceți? Să luptați. Să luptați, să scoateți lumină, să puneți lumină, să scoateți adevărul la iveală, să aduceți argumente, să scoateți
teancu de lucruri bune în comparație cu nimicul ăla care îi deranjează pe unii. Că puteți. Parcă trebuie să dați socoteală, parcă sunteți chemat la raport, parcă vă duceți undeva la, ca la tribunal între ghilimele și trebuie să vorbiți despre voi. Ce am făcut, ce am dres eu în ultimii, cine știe câți ani. Gândiți-vă că această opoziție n-a mai avut loc din 95, poate unii nici nu erați născuți la vremea respectivă. Deci a venit vremea să vorbiți despre trecut. Pentru unii despre trecutul din această viață, pentru alții despre trecutul din alte vieți. Adică datorii karmice, lecții karmice, evenimente care de fapt echilibrează chestiuni karmice și vă adunați cuvintele necesare, pledoaria necesară. Veți ține cuiva o prezentare despre voi, dar într-un astfel de moment e nevoie, știi, un pic de laudă de sine, de a nu vă fie frică de voi cei de odinioară, să nu vă fie frică nici de critici, dar nici să vă apărați pe voi, că de voi depinde revenirea la normal a acestei situații. Balanțele, nodul nord, nodul sud, pardon, axa nodului lunare se mută în balanță și va sta acolo un an jumate. Poate nu din prima o să vă aducă schimbări, răbdare, o să aducă. O să aducă probe, o să aducă oameni karmici în viața voastră, probe, situații, plăți, uși închise, uși deschise, lucruri care care încep, altele care se termină în viața voastră. Mai plătiți, mai sunteți răsplătiți, de toate veți avea parte de acum încolo timp de un an și jumătate. Dar ce simțiți voi în această perioadă, probabil este o privire înapoi la un eveniment care s-a întâmplat mai de mult în viața voastră. Vă amintiți de ceva. Ceva de durată, un demers, un proces, un capitol prin care ați trecut prin toate probele posibile. Ba a mers, ba n-a mers. Încât voi, într-un astfel de moment, faceți un bilanț al acestui demers prin care ați trecut. Vedeți plusurile, vedeți minusurile, vedeți unde se putea mai bine de atât, vedeți unde n-ați făcut deloc ceea ce trebuie. Și de asta a venit vremea să, singur probabil, să vă faceți un proces de conștiință sau, mă rog, în unele cazuri poate să fie și o tragere la răspundere în care trebuie să vorbiți despre trecutul ăsta al vostru. Cu de toate, uite ce am realizat, sunt mândru de asta, sigur că se putea și mai bine de atât. Altele, sunt în zona și da și nu, am făcut bine, dar parcă n-am făcut bine. Dar și unele care nu trebuiau făcute. Și de aia voi sunteți precum o recapitulare, ca un examen, da, în care arătați ce ați învățat și sunteți de nota 10, dar apar și alea pe care nu le-ați învățat și atunci trebuie să vi le treceți în revistă, să le recunoașteți, da, am greșit, da, se putea și mai bine, mă voi ocupa de ele de acum înainte. Pentru că unele din planurile din ultima perioadă din viața voastră, cine știe de când, n-au ajuns acolo unde v-ați dorit voi, ați avut ștacheta foarte sus în unele privințe, prea sus. Poate au fost planuri imposibile, dar voi v-ați dus mai departe și de-aia n-au ieșit. Unele, da, sigur, au ieșit și aveți cu ce vă lăuda. Dar cred că acum mai degrabă asta vă macină. Roadele mediocre, alea sub medie. Pe alea vi le treceți în revistă, alea vise aruncă în spate. Ceva de genul, sunt dezamăgit sau mai dezamăgit, spune cineva. Tu poți mai mult, tu ai potențial mai mare de atât, ai muncit enorm și doar pentru atât. E sentimentul ăla că ștacheta era atât, dar rezultatele sunt aici. E o diferență. Ce faceți cu diferența? O să vă întrebe cineva sau propria conștiință. Da, îmi fac mea culpa, o să zic că multe balanțe, mă voi ocupa de asta. Și de aia intră nodul sutra voi în zodie timp de un an și jumătate. Să vă ocupați de treburile nerezolvate așa cum se cuvine. Ridicați ștacheta, vi se ridică ștacheta, vi se ridică targetul, vi se ridică standardele. Tu, doar atât o să zică cineva sau poate propriul vostru suflet, doar atât?
Pentru atât te-ai dat tu peste cap, atât poți tu. Și atunci o să aveți unii un moment de la de ambiționare, de motivare, de stai mai chiar, eu pot mai mult. Și vă asumați ceva greu pe semne, ceva ce, de care v-ați ocupat și înainte și roadele au fost mediocre, dar nu-i nimic, vor fi mai bune de acum înainte. Deci, puneți-vă din nou mașinăria pe prima viteză deocamdată, s-o reporniți. Că e un nou început, dar cu un standard foarte ridicat. Scorpionul. S-a terminat o etapă a vieții voastre. Uf, a fost greu, bine că a trecut. A ieșit nodul sud de la voi din ogradă. Încât, într-un astfel de moment, voi parcă aveți curajul să visați. Vă dați seama că unele vise din ultima perioadă n-au fost atinse, nu s-au împlinit. E, dar unde aveți și claritatea, clarificarea, lumina care se pune pe unele din visele către care deja ați alergat și v-ați dat seama că ați alergat spre un vis care poate nici nu e al vostru. Unii parcă vă scuturați așa din vis. Stai măi, după ce am alergat eu, că nu era visul meu. Eu am vrut să fac nu știu ce lucru, dar eu totuși am mers pe o cu totul altă șină care nu era a mea. Unii simțiți că ați fost manipulat, că ați fost influențat, că ați mers pe calea altuia, că ați făcut pe placa altuia, că ați făcut ce a zis șeful, că ați făcut ce a zis soțul, dar nu ce ați vrut voi. Poate v-ați trecut pe linie moartă un scop, vis, o misiune a voastră pe care n-ați reușit să o îndepliniți în această perioadă cât a trecut nodul sud pe la voi prin ogradă, deși ați avut ocazie. Poate ați avut alte priorități, copii, familia, jobul, dar nu pe voi. V-ați lăsat purtat așa, parcă cineva v-a condus viața, în unele cazuri, evident. Și unii vă treziți, stop, ziceți voi, eu? Unde sunt toată povestea asta? Ce am obținut eu în acest an și jumătate? Unele vise s-au împlinit, fără doar și poate. Nu înseamnă că toate visele au fost imposibile în perioada asta. Dar ați... Poate ați alimentat și un vis imposibil în tot acest timp. De ce? Pentru că ați fost indus în eroare, ați fost influențat de cineva, ați fost în barca cuiva. Hai că e visul nostru, spunea, nu știu, soțul. Dar era visul lui, nu era visul vostru. Pe al vostru l-ați trecut pe un plan secund al vieții și abia acum vă dați seama, la final, măi, eu am vrut cu tare, n-am făcut-o. De ce? Pentru că era soțul sau copilul sau soacra mai înainte de mine și vă deranjează, că nu, voi nu sunteți genul care se lasă intimidat, condus, controlat de alții și în unele cazuri ați mers pe calea altuia, nu pe calea voastră. Dar s-a aprins acolo un beculeț. Mă întorc pe calea mea, nu mi-am abandonat visul, îl pot renaște pe al meu chiar dacă nu l-am atins și probabil în perioada imediat următoare vă veți canaliza așa un pic încăpățânat, nu uitați, este un Pluto care intervine foarte tare, vă încăpățânați să vă urmați visul vostru și atât, doar voi, doar eu contez. Trebuie să-mi îndeplinesc visul meu că până acum am pus visele altora mai presus de mine. Săgetătorul, vine un moment în care vreți să rupeți niște zăgazuri, așa, parcă spuneți un mare gata, de azi înainte, rup, fac cu tare, fug, mă eliberez, rup cu trecutul, rup relația asta, plec din locul ăsta. E o mare doză, o încăpățânare sau un curaj, dar poate fi vorba și de un curaj, dar care are la bază o creștere pentru voi. Probabil vă dați seama că în ultima vreme unele lucruri au stat într-o zonă așa de banal, de nimic, de cotidian, de atât poți, v-a zis cineva sau v-a zis voi. Și abia acum vă dați seama că se putea și mai bine. Că exista mai mult de atât.
un job mai bun de atât, o iubire mai bună de atât, o viață mai bună de atât, o reputație mai bună de atât. Vă dați seama de frânele care v-au ținut pe loc. Poate ați pierdut mult timp, poate ați pierdut multă energie pe alte treburi, nu pe alea cu adevărat importante. Și de-aia începe să vă gândiți foarte serios cum să obțineți acele lucruri pe care le-ați păstrat așa într-o zonă de comoditate, confort, las că merge și așa, ați spus voi, jobul ăsta, las că e bun și așa, relația asta, las că e bună și așa. E, vă vine ideea asta că nu, există ceva mai bun de atât, meriți ceva mai atât, viața poate fi mai bună de atât, mai frumoasă de atât, mai bogată de atât, tu ești mai grozav de atât. Probabil vă veți întoarce foarte tare la propria persoană. Eu, o să ziceți voi. Eu unde sunt în povestea asta? Că parcă pe voi v-ați trecut așa pe planul 7 al vieții în ultima vreme, poate asumându-vă treburi, sarcini, îndatoriri față de alții. Și ziceți că iese nodul nord din zona îndatoririlor pentru voi, ziceți, stop mai, gata cu dedicarea pentru alții, gata cu munca peste program, gata cu a fi simplu angajat nu știu unde. Eu, pentru mine fac lucrurile astea. Mă iubesc pe mine, mă ocup de mine, evadez, mă descotorosesc așa de o armură care m-a ținut, da, poate mi-a dat o anumită protecție, dar m-a ținut închis în armură, nu? Voi sunteți cel care dă armura jos, cu toate riscurile de rigoare pe semne, da, unii chiar riscați. Transformarea asta e un pic șocantă pentru unii. Cum să lași tu jobul ăsta ca să... Ce? Lași tu o căsnicie, mamă, ce căsnicie ați avut, uite, ai toată stabilitatea acasă, ce? Dar voi aveți o motivație foarte clară în spate. Și voi pe asta o vedeți acum. Până acum, da. Devotat, dedicat, muncitor, sârguincios, acolo v-ați văzut de ale voastre, ați acceptat o anumită regulă, disciplină în viața voastră și nu mai vreți. Și probabil e de-abia începutul unei revoluții din viața voastră. Revoluția va continua până la anul, dar acum nu înseamnă că nu veți mai face ce aveți pe lista de sarcini. Sigur că da, sunteți în continuare un om foarte muncitor, Jupiter este în continuare în zona sarcinilor și muncii și activității pentru voi, dar s-ar putea să faceți altfel munca de zi cu zi, gândindu-vă întâi la voi. Îmi face bine lucrul ăsta? E benefic lucrul ăsta? Am ceva de câștigat din lucrul ăsta? Îmi place lucrul ăsta? Dacă pentru mine toate astea sunt ok, le fac mai departe. Nu sunt ok, mă eliberez de ele. Și mă ocup de mine, mă iubesc pe mine, mă așez pe mine în prim plan. O iubire de sine, dar nu la modul ăla egoist, mamă, cât de tare sunt. Nu, e o iubire pe care ați uitat-o de voi înșivă și ați început să vă aduceți aminte. Capricornul, evident că veți simți foarte tare această lună nouă cu Pluto, care e la voi în zodie, acolo la final. O să o simțiți pe umeri, așa ca o provocare, ca o mare probă, de încercare, de rezistență, de... E un final de maraton ce trăiți voi acum, dar acum se și clarifică poziția voastră în maratonul ăsta. Poate să fie ultima sută de metri din maraton, dar poate și cel mai greu moment al unei curse. E final, dar poate și cel mai delicat. Nu mai aveți putere, aveți momente de valuri, așa parcă trebuie să aduceți corabia la mal. Dar ați prins o furtună. Taman când duceți corabia la mal, știți vorba aia că te-ai necat ca țiganul la mal. E, corabia voastră e în pericol acum la mal când se termină o călătorie. Ați ajuns acolo. Ați învățat o grămadă de lecții de destin, fără doar și poate. Dar e greu finalul. Unii vă dați seama că n-ați făcut tot ceea ce trebuie în tot acest demers, în toată călătoria asta. Și e un efort dublu, triplu, suplimentar, maxim. Bineînțeles că o să depășiți cu brio. Dar vă simțiți copleșit
pe umeri, apasă ceva greu, e o anumită teamă, n-am să pot, n-o să-mi iasă, mai bine abandonez ca țiganul la mal, așa cum spuneam, ori tocmai asta vi se cere, nu renunța. În fond, Saturn, uitați, Saturn este guvernatorul vostru și primește această opoziție de la Marte. E o provocare acolo. Foarte posibil provocarea este abandonează, abandonează, nu poți, o să zică cineva. Conștiința, frica din voi, oameni, lumea, tu nu poți, tu nu poți să termini lucrul ăsta, tu nu poți ajunge acolo la destinație. Și asta clar că vor fi marea voastră provocare. Dar tocmai asta trebuie să faceți. Pluto, atât de zgândăritor, că el e zgândăritorul, vă pune la încercare taman răbdarea, perseverența, asta de final. Să nu abandonați ceva pe ultima sută de metri. E un ultim val înainte de a vă duce corabia la mal și după aceea v-ați liniștit. Dar e ultimul val care parcă le înglobează pe toate. Parcă acum sunt... E un examen ca la, nu știu, bacalaureat, în care, între ghilimele, vi se dă examen din toată materia, nu din ultima lecție. Memorie, aduceți-vă aminte, experiență de viață, cum ați făcut data trecută, cum v-ați învățat lecția data trecută, nu e dezastru, dar e val. E un examen final pe care clar că îl veți trece cu brio, dar în care vi se încearcă așa parcă toate resursele. Și alea un pic pe terminate. Vărsătorul e un moment de delicat pentru voi, foarte delicat. Voi parcă ați merge pe gheață subțire, parcă ați merge pe în vârful picioarelor, așa, să nu treziți un monstru, să nu greșiți, să nu cădeți, să nu picați în nas din anumite puncte de vedere. Treceți printr-un moment prin care poate ați mai trecut și altă dată. Și de aia sunteți așa de precaut. Data trecută, spuneți voi, când am trecut printr-o situație similară, am dat-o în bară. Ei, acum nu mai vreau să dau în bară, dar mi-am învățat lecția data trecută, uite așa merg, să nu cumva să greșesc ca data trecută. Faceți comparații cu trecutul, dar trecutul v-a învățat multe. E o ciclicitate acolo, mai parcă am mai trăit asta, spuneți voi. Unii acum un an, alții acum 9 ani, alții acum 30 de ani sau 18, hai să zicem așa, că e un eveniment care a mai avut loc 95. Deci aveți acel sentiment mai de deja vu, dar uite așa merge, să nu faceți greșeala ca data trecută. Poate e și un moment de ăla de proces de conștiință, uite, data trecută, când ai făcut asta, ai greșit, te-ai aruncat, mamă, cât ai riscat. Și voi ziceți, da, am greșit, am căzut în nas, dar mi-am învățat lecția, de data asta nu se mai întâmplă. De ce? Pentru că sunt precaut, mi-am învățat lecția, m-am maturizat, nu mai sunt cel de ieri, din greșelile omul învață și veți înainta foarte precaut, foarte temător în principal, dar nu e teamă, nu e teama greșelii acolo, ci e amintirea. Poate fi un moment greu din multe puncte de vedere. O sarcină așa pe muchie de cuțit, cu un oarecare risc, o decizie pe care simțiți nevoia să o luați, dar să o iau, să nu o iau, e bine, nu e bine, și de aia o să stați, o să cântăriți. Nu vreți să greșiți, clar. Nu vreți să vă aruncați, nu vreți să spuneți ceva și mai târziu să regretați. Nu vreți să vă aruncați în gura lupului și mai târziu să regretați, pentru că ați mai făcut-o și altă dată, dar acum știți. Veți umbla așa cu mănuși în toată povestea asta. În relația de cuplu e nevoie de precauție, într-o relație, în orice fel de relație, chiar și de familie, de prietenie, de orice. Parcă trebuie cu grijă să mergeți, să nu călcați trâmp și să regretați un moment de impulsivitate. Multe frâne, da, sunt multe frâne. Mergeți ca pe sârmă și deci păstrați-vă echilibru. Peștii, are loc acea opoziție dintre Saturn și Marte despre care voi mai vorbi și pe parcursul săptămânii. Și asta e un pic irritantă, această opoziție la urma urmei.
are rol de frână. Sau poate conștientizați că există o frână în viața voastră. Mai ales și cu luna asta nouă și cu schimbarea de vibrație din punct de vedere karmic. Se întâmplă niște lucruri acolo care pentru voi sună a clopoțel. Ce a clopoțel? A trâmbiță, a goarnă. Parcă sună deșteptarea de genul mai stai mult în blocajul ăsta, mai stai mult în gara asta, mai stai mult în închisoarea asta. Sunteți atenționați că undeva într-un plan al vieții voastre sunteți ținut pe loc. O relație blocantă, o situație stagnantă, ceva care nu se mai mișcă de multă vreme, o mlaștină. Iar voi sunteți un pește. Depinde de pește, nu pește de ocean, pește de apă dulce, pește de prădător, sunt o grămadă de pești, dar nu sunteți pește de mlaștină. Peștele nu trăiește în mlaștină, broasca trăiește în mlaștină. Ori voi sunteți un pește care vrea să se miște în apa asta. Ori apa voastră îl încezește de ceva vreme. Într-un plan al vieții. În căsnicie, în cuplu, în iubire, în plan financiar, în afaceri, în job, în ceva. Uite așa, parcă e o viscozitate de aia care nu vă mai dă nicio șansă de înaintare. E vine momentul ăla al trezirii. Hopa, stai, eu sunt pește, mă, eu trebuie să sar peste apă, eu trebuie să mă descurc prin apa vieții mele, eu nu pot să stau în mlaștina asta. Și faceți ceva, o nefăcută, o eliberare, o conștientizare, vă ridicați pentru drepturile voastre, rupeți un lanț acolo, o revoluție personală, un nu împotriva cuiva, un divorț dacă e cazul, o ruptură de cineva dacă e cazul, deci vine momentul ăla în care spuneți stop, gata, punct și de la capăt. Nu voi mai face lucrul ăsta, nu mai stau în blocajul ăsta, în cutia asta, în închisoarea asta. Veți găsi un curaj aproape nebun, inconștient, de gata, de stop. Mi s-a umplut paharul pe semne, vă doare ceva, e o bubă care deja s-a umflat și începe să dea semne că explodează, e un prea plin acolo din punct de vedere emoțional în principal. Nu mai pot, nu mai suport, merit mai mult, există mai mult, uite, sunt frânat, sunt blocat, unde e viața mea în toată povestea asta, unde sunt eu în toată povestea asta, nu primesc ceea ce merit, eu nu mai dau, dar ce primesc? A venit vremea să puneți în balanță voi versus ce primiți. Și unii vă dați seama că nu primiți, că nu merge, că mlaștina aia vă ține acolo de ani de zile și a venit vremea peștelui din voi să fugă din mlaștină. Ce o însemna această fugă? Punct și de la capăt, ruptură, refuz, abandonez o corabie, că îmi dau seama că această corabie merge în derivă, nu mai are direcție de mult. Chiar dacă pare un abandon, de fapt abandonați o relație, o situație toxică, abandonați o închisoare. Deci o evadare, deci o eliberare, deci un nou început. E un nou început care unii cine știe de câtă vreme îl visați, îl manifestați, îl așteptați, dar tot nu se întâmpla. N-aveați curajul ăla nebun care poate să vină acum. Odată cu aceste două opoziții, opozițiile pot fi provocatoare, pot fi motivaționale. Hai, fă odată, zic cele două planete în opoziție. Marte versus Saturn, Soare versus Pluto. Cu rol atât de rar în viața voastră. Unul, cu ultimativ, Soare în opoziție cu Pluto, e ultima șansă să evadezi, vă zice intuiția, lumea, cineva. Iar opoziția dintre Saturn și Marte nu s-a mai produs din 95. Repet, poate unii nici nu erați născuți pe vremea aia și este prima dată când simți acest simbol de hai, fugi, uite cât de largă e lumea, tu rămâi în închisoarea ta. Undeva în viața voastră nu mai primiți ceea ce meritați, nu mai sunteți fericit, nu mai sunteți voi înșivă, ci sunteți doar încorsetat, doar ținut așa într-o cutie, când viața e dincolo de cutie și trebuie să găsiți ieșirea cât mai devreme. Cam asta este săptămâna cu numărul 29. Interesantă, nu? Pregătiți-vă de luna nouă, pregătiți-vă de Zodia Leului, că vom mai vorbi despre toate astea pe parcursul săptămânii la fiecare horoscop zilnic. Ce să vă doresc decât o săptămână nemaipomenită!
Thank you.